Cei care de acum încolo vor mai critica, vor mai vorbi, vor fi sancționați în vreun fel, pentru că știm, au fost deja mai multe cazuri de persoane care au criticat, mă refer la Diana Tușa, și au fost mai mulți. Nu este obiectivul nostru să amendăm pe cineva pentru poziția pe care le-au. Le pot avea aici, în interior. Avem un statut care trebuie respectat și eu sper ca să îl respecte. Unii dintre colegii noștri, vedeți, își găsesc alte drumuri pentru că au încercat în organizații și asta e viața, nu au avut succes. Nu despre asta a fost vorba, deci noi nu avem delicte de opinie aici să sancționăm pe cineva. Poate să o facă în interior și să oprească aici. Și nu spun că o spun eu ca și copreșită președinte de partid, o spun ca și garant a respectării statutului, obligații pe care am și eu ajutat la Gorghiu, cât timp ocupăm aceste funcții. Una din primele noastre obligații este să fim garant pe respectării statutului.